Vă salut, dragilor! Așa cum v-am spus în ultimul vlog, va urma o serie de filmulețe puțin mai diferite. Astăzi este o zi mare. Azi visul nostru se împlinește. După cum bine știți, v-am invitat în casa noastră, ne-ați cunoscut povestea, ne-ați cunoscut momentele mai plăcute, mai puțin plăcute. De data aceasta vreau să vă invităm cu noi astăzi, pentru că urmează să mergem să luăm cheile căsuței noastre de la agenție. E o mare bucurie pentru noi și o mare binecuvântare de la Dumnezeu și o mare realizare după atâta izolare. COVID-ul acesta, din punctul acesta de vedere, ne-a afectat foarte mult, dar toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Am văzut amprenta lui Dumnezeu, o să vă povestesc, o să vă prezentăm căsuța, vă mai ținem la curent pe parcursul zilei. Domnul să fie cu voi! Suntem în drum spre agenție, mergem să ne ridicăm cheile și apoi mergem să vedem căsuța. Sunt împreună cu Ruti și cu soțul meu. Ruti e puțin somnoroasă pentru că nu prea a dormit, deși nu vede, simte. Simte bucuria pe care o avem în inimă, simte schimbarea pe care urmează să o facem de astăzi. I-am povestit orice, știe că va deveni surioara mare în curând, oficial am intrat în luna noua, oricând poate veni Jason, sunt pregătită, îl așteptăm. Suntem cu toții nerăbdători, în special Ruti. Ruti, bine ai venit! Stai să mă descalz. Și aici, cred. Așa. Ruti, iubita! E foarte frig, s-a lăsat frigul. Și aici i-am făcut cadou soțului meu de ziua lui. Cheia aceasta, deși mica. O să vă arătăm în grădină, să vedeți ce grădină mare și frumoasă avem. Îmi doresc să facem rugăciune de binecuvântare. Am găsit și o felicitare cu câteva gânduri din partea foștilor proprietari. Foarte drăguț din partea lor. Servesc prima cafeluță în grădină. Ruti a dormit între timp. Acum mergem în summer house, avem un summer house în spatele casei, mergem să-l vedem. Fluturăm steagul biruinței. Mulțumim Domnului! Am început să cărăm cutiile. Vor fi foarte multe cutii, foarte mult de muncă, dar se merită. Am mers la vechea casă și ne-am luat bagajul, cutii, saci. Au venit cumnații, fratele lui Adi, și acum mergem la noua locuință și ne apucăm de treabă. Totul este gol aici. Avem mâncare. Primim zilnic mâncare proaspătă. Băieții cară.
la mașini. A mai rămas foarte puțin de cărat. Aici avem vanul cu foarte multe cutii. Mai avem de încărcat puțin și cam asta îi. Hello! Delivery! Vreau să vă arăt ce am mai făcut la casă. Băieții au pregătit cablurile pentru spoturi. Astăzi am pus mochetă nouă pentru că am întâmpinat o mare problemă cu părul de pisică. Acolo ne-au venit scaunele pentru bucătărie. Și foarte fain arată noua mochetă. Aici avem dormitorul. Au scos poturile ca să dea cu var. O prințesă. Două prințese. Salutare, voiam să închei acest vlog cu câteva gânduri în legătură cu marea noastră binecuvântare, căsuța noastră, pe care ne-am cumpărat-o cu ajutorul lui Dumnezeu. Eu am mai lăsat câteva detalii pe Instagram și am primit multe mesaje în care am fost încurajată să vă povestesc puțin procesul prin care am trecut, spre încurajarea multor persoane care vor să-și cumpere aici casă, având în vedere că avem și doi copilași, am stat destul în chirii, ne-am dorit foarte tare să ne cumpărăm căsuța noastră. Și am început procesul undeva anul trecut, prin luna octombrie. Aveam banii necesari, actele erau în regulă. Ne-am bucurat așa de pace și de liniște doar primele două luni, pentru că în scurt timp a venit acest virus și totul a stagnat. Nimic nu a mai continuat. Cât timp am fost însărcinată, vorba soțului meu, am fost în stres mare. Nimeni nu mai dădea niciun semn. Toată situația noastră era undeva în aer. Sunam în disperare, stânga-dreapta. Dacă auziți o respirație pe fundal, este Ruti. Noi suntem la sora mea acasă. Eu aveam un verset în minte. În tot procesul acesta prin care am trecut, aveam versetul acesta. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-l iubesc pe el. Într-un final am găsit o casă, o casă care ne plăcea. Ne plăcea foarte tare, undeva în apropiere de apartamentul unde am locuit până acum. O zonă foarte accesibilă. În primul rând ne gândim să fie o zonă lângă metrou, să-i fie bine soțului, cu munca. Să am farmacie, să am GP aproape, să am magazine aproape. Cu doi copii nu mi-ar fi ușor să ies la o distanță destul de mare pentru a-mi cumpăra lapte, pâine. Dar Dumnezeu a lăsat o barieră în dreptul acelei case. Ne-a vorbit clar faptul că noi nu trebuie să ridicăm acea barieră, trebuie să rămânem în ascultare și prin rugăciuni bariera se va deschide. Și am început să plâng. Și am început să plâng foarte tare, întrebându-mă de ce, Doamne, noi ne dorim casa aceea, e atât de frumoasă, e atât de bună zona aceea pentru noi, pentru grădiniță, pentru muncă. Până într-o zi când mi s-a împietrit inima. Și știam că Dumnezeu a intervenit și mi-a împietrit inima foarte tare în legătură cu acea casă. Am început să-i transmit din starea mea soțului. Lucru care nu a fost prea bun. Pentru că el avea presiunile lui și mai veneam și eu cu presiunea pe care eu transmiteam și stările mele. Și îl încărcam foarte mult emoțional. Nu mi-am dorit lucrul acesta, dar mi-am dorit să fiu sinceră. Și mi-am dorit să-i spun exact ceea ce simt. Și am spus, nu mai simt să mai cumpărăm această casă. Lucrul acesta l-a întristat foarte tare, pentru că noi am fost foarte încântați la început. În fine, au fost foarte multe discuții pe acest subiect. Dar știam că Dumnezeu e în control și știam că totul va decurge așa conform planului său. Și evident, post mult, rugăciune multă, lacrimi vărsate. Nu știu, poate pentru unele persoane este foarte ușor să cumpere o casă. Pentru noi nu a fost ușor, având în vedere acest virus care 4 luni de zile ne-a oprit. Nu am putut să facem absolut nimic, dar Dumnezeu a oprit la timpul potrivit. În acel moment când persoanele respective urmau să vină să evalueze casa, Dumnezeu a
coborât bariera și nu s-a mai putut face absolut nimic. Vă dați seama că mă tot gândeam, iarăși trebuie să mă uit după case, iarăși trebuie să stau cu agențiile în telefon, iarăși trebuie să merg în fiecare zi să văd case peste case și e greu procesul. Dar s-a meritat. Și într-o seară soțul meu a găsit o casă, nici nu a căutat mult și mi-a plăcut foarte tare casa aceea. Dar era o casă parcă prea frumoasă, prea îngrijită, prea mare și am zis, cred că e imposibil ca noi să obținem acea casă. Dar am spus să încercăm. Așa că am sunat și a urmat să mergem să vedem casa. Fiind coronavirus, l-am lăsat pe soțul meu prima dată să meargă să vadă casa și a văzut-o și nu mai venea. Eu am rămas cu Ruti în mașină. Și mă tot gândeam, Doamne, dar cât ia să vadă o casă? Cât durează? Și la un moment dat a venit, era foarte, foarte bucuros și mi-a spus, îți va plăcea foarte tare casa aceasta. M-am uitat puțin așa la el și am zis, ok, it's my turn now. A rămas cu Ruth în mașină și am mers să văd casa. Era o casă diferită și vă spun de ce. Rar întâlnim aici case curate când mergem să le vedem. Mă aprob, iubita mea! În general, casele foarte, foarte scumpe sunt îngrijite și bine puse la punct. Și am mers să văd casa. Era un cuplu de englezi, mai în vârstă, dar foarte romantici. Am văzut casa, am ieșit din casă, am mers spre mașină și am spus, Adi, cred că mi se pare imposibil ca noi să avem această casă. Mai erau familii care așteptau în spatele nostru să vadă casa. A fost multă bătaie de cap, foarte multă bătaie de cap și foarte mult stres. Și ne-au spus că ne vor da în octombrie cheile. Eu eram atât de încântată încât Adi îmi spunea, mai așteaptă puțin, nu împacheta chiar tot. Tot am împachetat, am vrut să mă organizez din timp, pentru că știam că urmează să nasc și nu voiam să fiu surprinsă nicicum. Dar a venit ziua cea mare, soțul meu a rămas acasă. Era, cred că, 10 dimineața, 10-11, cam așa. Nimeni nu ne-a sunat și a sunat soțul meu. Cheile sunt pregătite, puteți veni. Am discutat cu Ruti, i-am spus exact ceea ce urmează să se întâmple. Cam astea sunt lucrurile. Mulțumim că ați luat parte la bucuria noastră. A fost o bucurie și o plăcere pentru noi să împărtășim această biruință și cu voi. Și am ales să vă las câteva gânduri, să nu închei așa vlogul doar cu casa, ci cu faptul că Dumnezeu ține orice lucru în control și e suveran și ne-a arătat cât de bun este și bunătatea lui ne îndeamnă să ne pocăim mai mult. Am văzut mâna lui la lucru și nu am văzut așa de pe zi pe alta, ci în timp, dar am așteptat întăcerea ajutorul Domnului și nu am întârziat să apară. Am eu o vorbă, Dumnezeu nu întârzie, dar nici nu se grăbește, are timpul lui potrivit și ne-a arătat din plin lucrul acesta. Îi mulțumim, nu avem niciun merit, totul este prin har. De multe ori nu e așa cum vrem noi, dar știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe El. Vă binecuvintez!